În duminica Rusaliilor a avut loc și cea de-a noua ediție a Rugii Orșovene. La evenimentul organizat de Parohia Sfântul Nicolae din municipiul mehedințean Orșova, a participat și preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Acțiunile cultural-artistice și religioase desfășurate în cadrul evenimentului Ruga Orșoveană au fost prilejuite de prăznuirea pogorârii Duhului Sfânt și a Sfintei Treimi. Programul Rugii Orșovene a constat în 22 de momente artistice realizate de copiii școlilor generale și liceelor din municipiul Orșova, sub coordonarea profesorilor, îndrumători, și a constat în pricesne, muzică populară, muzică ușoară, dansuri moderne, dansuri de revistă și multe alte momente artistice. În cadrul bisericii avem 5 expoziții, dintre care 3 de pictură și grafică și 2 expoziții literare, organizate și realizate de elevii de la Palatul Copiilor din Doberta, Turnul Severin, filiala Orșova, precum și din cadrul liceului Traian Alescu din municipiul nostru. Praznicul pogorârii Sfântului Duh este și ziua municipiului Orșova. Praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Această rugă a fost întreruptă în perioada comunistă, când locuitorii acestor meleaguri au fost luați a doua zi de rusalii și duși în ținuturile Bărăganului. După perioada comunistă, ea a fost reluată și astăzi avem bucuria de a participa împreună cu tineretul acestei parohii la reluarea unor tradiții care au fost în zona aceasta. Pentru a noua oară am participat la această ediție Ruga Orșoveană alături de elevii mei care sunt cursanți la Palatul Copiilor Drobeta Turnul Severin, filiala Orșova, alături de colegul meu Dan Virgil Scurtu, care a participat printr-o expoziție de pictură și icoane în cadrul acestei ediții, și suntem foarte bucuroși că s-a reînviat tradiția odată cu activitatea domnului profesor Joan Constantin Petroi. Activitățile cultural-artistice s-au încheiat cu o horă populară.